Astăzi vă vom citi comentariile de hate. Salutare, fraților, ce faceți, cum sunteți? Bine v-am găsit la un nou vlog. Sunt aici cu Ilinca și astăzi vom citi comentariile de hate. Foarte puține, pentru că foarte multe sunt comentarii drăguțe. Și mai multe sunt comentarii cu: câte sezoane am lipsit? Ăștia nu aveau alți iubiți. Le stă bine, nu le stă bine, bla 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 și așa mai departe. Astăzi vom citi comentariile de hate să ne amuzăm puțin. Și vreau să vă arătăm că am ales comentariile de hate de la TikTok-urile astea două. Dacă nu le-ați văzut cumva, intrați pe contul meu de TikTok și contul Ilinca. Nu uitați să ne dați follow pe Instagram, Mădălin Șerbană și Ilinca 4. Pușcăria îl mănâncă și are două like-uri. Să știți că v-ați schimbat foarte mult. Erați mișto înainte, vă iubea multă lume oricum. Cu siguranță vă iubesc și acum, dar na, să vă ță o seară faină. Nu chiar hate, dar asta cu schimbat și că ne iubea lumea. Și acum ce, nu ne mai iubește? Păi sunt sigur că ne iubește lumea. În afara faptului că au dat 50 de milioane de comentarii cu câte sezoane am lipsit, nu cred că e un comentariu de hate. Pur și simplu nu înțelege lumea ce se întâmplă. Și la final ne-a făcut o orare frumoasă. Nu vă potriviți, sorry. Da, de tine aveam nevoie să ne spui. Aș vrea și eu să pun foarte multe poze cu mulți oameni care nu se potrivesc și după aia spunem o poză cu... De fapt... Nu. Noi nu suntem răi. Da, exact. Noi suntem niște persoane foarte mișto și bune. Dosar penal, Vere. Nu știu dacă ar fi dosar penal. Dosar penal pentru ce? Ăsta e un subiect foarte sensibil. La care nu... Are sens să intrăm, adică... Și nu... mai ales nu puteți să intrați voi. Da, de exact. E fix... Problema noastră. Și mai ales a mea, că de mine depinde dacă să aibă dosar penal sau nu. Nu o să se ajungă acolo. Punct. Punct. Nu m-aș mira să fie la mișto tot, doar pentru like-uri. Bă, faptul că facem like-uri împreună zic că e un semn că e de bine. Dar ca să înțelegeți, am avut chiar, nu știu, momente în care nu aș fi vrut neapărat să fie publică treaba cu noi, pentru că nu a fost niciodată despre asta? Nu. Și nu e despre asta, dar în același timp faptul că facem amândoi aceeași treabă și putem să facem împreună e un plus că ne ajutăm unul pe altul. Da, e mișto. Atâta tot. Dar altfel mișto. Nu e prank, când vom face prank o să fie altfel de prank-uri, nu din astea. Da, exact. Astea le găsiți la alte persoane, nu la noi. Bă, nu vreau să stric ceva, dar chiar nu vă potriviți. Deci două persoane au spus asta. Ok. Ai, mai multe au zis, dar dacă atât am făcut... ai găsit. Da. Păi, mult... na. Am vedea, am trăit și am vedea. Da, nu? Multe dosar penal, multe cătușe, mulți polițiști, emojiuri pe acolo, da, să zic că sunt de ordinul zecilor în condițiile în care voi ne-ați lăsat undeva la 5.000 de comentarii. 5.000 de comentarii așa la prima strigare și nici măcar. Și asta pe un TikTok, că mai sunt altele din alte părți, că eu comentariile astea le-am găsit pe Insta, gen, astea au fost singurele pe care le-am găsit pe Insta. Da. Doi handicapați. Și bă, eu nu mă supăr dacă mă faceți handicapat, prost, fraier, pentru voi, dacă așa sunt, înseamnă că aia sunt. Asta considerați voi. Exact. Da. Eu fac treaba, mi-o fac bine, stați liniștiți, eu sunt bine și handicapat și prost și oricum. This feels like illegal marketing. David, îl știu pe asta. Tu știi? Da, gen, am vorbit, nu l-am cunoscut. David Quay. Da, nu-i foarte funny. Și da, cred că l-am mișto, dar în același timp nu cred că l-am mișto și asta mă sperie, că aș vrea să-i răspund, să-i zic ceva. Bă, eu nu-l cunosc pe băiatul ăsta și nici nu cred că aș avea de ce să-l cunosc. Nu contează. Ideea e că partea cu illegal, bă, nu. Nu se simte. Dacă tu simți asta, e fix problema ta. Și cu marketing, nu e nimic marketing. Dacă, gen, chiar, nu știu, faptul că am putea eventual să vindem, asta e altceva, dar... Nu e... Asta e fix problema noastră. Exact, e avantajul nostru. Da, exact. Da, nu și e. Și dacă se poate, de ce nu? De ce nu? Nu e ceva rău. Wow. Muncim fi noi. Altul comentariu care până la urmă nu-l văd de hate. Dă-i. Ilinco, ce dracu faci cu ăla? Uite, bine. Sunt aici și uite, fac bine. Ce urât le stă împreună. Ariana. Bine, astea deja sunt repetitive. Păi cam atâta, nu știu, atât e capabilă lumea, gen. Nu poate mai mult de atât. Și dacă tu crezi că ne stă urât, uite-te la alții la care le stă mai frumos, nu știu cum crezi. Vai, asta este foarte mișto. Okay, asta nu-i hate, eu le iau foarte, asta a fost amuzant. Vârsta e doar un număr și închisoarea doar o încăpere. Da! Ce pila mea? Pila. Pila. Pila, Miruna, nu cred că ai pilă. Bă, astea sunt comentarii în plus pe care... Efectiv le-am pus că n-am mai găsit altele, dar... Bă,
Nu știu ce pila ta e... Ce pila mea? Ce vezi? Atât. Ce vezi? Bă, Vere, Dilinca, ești prea terminată. Știi că are 30 de ani? Ești prajita fa. Nu știam că ai 30 de ani, deci m-ai mințit. Speechless, na, ce să zic. Nu știu, bă, cred că e foarte simplu să ghicești vârsta persoanelor publice, pur și simplu, știi? Intri pe Google, știi Google, intri pe Google și scrii Mădălin Șerban vârstă, Dilinca vârstă, Shelly vârstă și probabil o să vezi acolo. Uite, chiar sunt curios acum, o să intru. Mădălin Șerban vârstă. Uite, pe Famous Birthdays. Mișto, uite. Wow! Cu misoginul ăsta, girl, you could have done so much better. Voi nu-l cunoaște, ok, faptul că... Nu înțeleg cum par misogin în primul rând, pentru că nu e. Deci vă zic eu că dacă era misogin, nu stăteam lângă el. E că pe lângă faptul că pur și simplu nu ești, așa. Nu înțeleg cum par. Nu știu, că băi, hai să vă zic, multe comentarii am văzut și la mine, foarte puține, eu nu-mi iau mult hate pentru că eu sunt true și vă zic în fața ce am de zis. Multă lume mă face figurant, bla 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 mai departe, dar pur și simplu cred, mai am scăpări, mai am nebunile mele, dar chiar nu cred asta. Nu e așa, că și mie foarte multă lume, pentru că mă cunoaște mai întâi din online, după când mă cunoaște, își cere efectiv scuze că aveau părerea asta greșită, că vai că sunt ficioasă sau nu știu. Și efectiv îmi cer scuze, bă, îmi pare rău, chiar credeam că ești așa și ei nu spun când mă cunosc, bună, eu sunt așa și cred că ești ficioasă. Nu, adică după vorbesc puțin cu mine și dau seama că nu sunt așa. Mă rog, ideea e că nu înțeleg cum par misogin, pentru că față de mulți, nici măcar nu ai problema asta vai, cu masculinitatea sau că ești insecure sau așa, ești, efectiv nu ești așa. Nu-s cu niciun misogin, stați potoliți, dă-i. Dar Mădălin n-avea nevastă, parcă și copil? Aoleu, aoleu, ce m-am făcut? Asta mi s-a părut foarte amuzant. Bine, am văzut mai multe, mă. Nu știu de unde știți voi că am avut nevastă vreodată sau și copil, dar probabil apare confuzia asta de pe Instagram pentru că am postat foarte mult cu nepoțelul meu, care seamănă foarte bine cu mine, izbitor de bine, și probabil lumea a crezut că este copilul meu. Și automat când ai copil, ai avut și nevastă sau ai avut o așa. Da. Dar nu, n-am nici copil, n-am nici nevastă, n-am nici 30 de ani. Dilinca baby, this isn't you. Nu știu de ce crezi asta când eu efectiv tot ce fac încerc să fac în online, fix să fiu eu, să fiu cât mai autentică, pentru că nu suport câți oameni sunt fake în online, îmi pare de cât sunt total altceva față de ce sunt în viața reală și bă, înțeleg, poți să-ți creezi un personaj, să-ți creezi o imagine, dar eu nu pot face asta și eu de-aia încerc să fiu cât mai sinceră din toate punctele de vedere ca să creez cumva un loc safe și așa să vedeți, nu știu, că cum sunteți voi, așa sunt și eu și că așa e normal, da? This is me. If you don't like it, that's fine. Ce dracu aveți toți, mă? Cine să știa? Da, nici eu nu știu cine. Nu ne știi? Aoleu! Ne-ai rănit să tine. Deci am terminat. Am terminat, da. Ăla a fost ultimul comentariu. Da, foarte puține. 17, 19, 20, maxim 25, 30, hai zicem și 50 de comentarii de la 5.000 să-mi bag piciorul, nu se simte absolut. Dacă vreți, lăsați-ne aici un comentariu, Da, lăsați-ne comentarii de aici și facem și partea a doua. Wow! Vă mulțumim, fraților, aveți grijă de voi, ne vedem data viitoare cu noi vloguri și urmează să ne mutăm în noua căsuță, stați aproape de noi, nu uitați, mâncați sănătos, beți apă și să ne dați follow și subscribe, vă pup, pa!